iau într-o parte. Datează din 1886, de la ultima restaurare. Pe piele de căprioară, cu litere de aur și dăruită acestei mănăstiri, în memoria unicei fiice, care a sfârșit la vârsta de 4 ani pe nume Principesa Mărioara. Am intrat înăuntru ca să mă uit la arhitectură, nu ca să pop icoane sau mâinile la porc. Deci s-a spus pop icoane sau mâine? Da. Cine? Ghidul? Nu, zic să trecem să ne... să facem procesul ăsta care e de scurt. În care trebuie să pop icoane și pe urmă mână. Și tu n-ai făcut asta? Nu. Dar de ce? Pentru că nu împărtășesc ca și aceeași viziune religioasă ca și... A, dar nu te-ai impus, nu? Nu. Te-ai retras pur și simplu. Da. Hai mă, ieți, cam așa. Mă și mă. Iarge și în jos, pe o mare frumos, necru vădă trece, cu meșteri 10. Cu 9 meșteri mari, capul și zidar și manole 10, care și întrece. Este vorba despre un mare meșter, care era manole, și a vrut să construiască aici o mănăstire frumoasă și... Țin minte că trebuia să aducă o jertfă și, din păcate, era vorba de soția lui, Ana, care a fost nevoită să fie zidită aici, în zidurile acestei mănăstiri, pentru a fi finisată. A dus o jertfă lui celor sfinte pentru ca să fie finisat acest lăcaș sfânt. Esența acestei legende este, de fapt, că cea că orice lucru n-am vrea să zidim sau fie asta spiritual sau legat de drag. Religie, da, trebuie să aducem anumite jertfe pentru acest lucru, pentru ca în final să dobândim ceea ce am vrut de fapt să facem.
pentru ea cu florile biserii, pentru limba, pentru limba țării. Tot mi-a plăcut. A, da. Tot e ideal. De ce intru pe? Fain. Super fain. Ce ați văzut? Nimic nou. Ce am văzut până acum, am văzut de mii de ori deja. A, ați mai fost aici? Am mai fost. Ați mai fost? Da, unde n-ați fost? N-am fost la Pileșor și la Foișor. N-am fost în Herăstrău. Și trebuia să mergeți? Trebuia să mergem așa inclus în program. Dacă o să vedeți pe interior, îmi care spune că e permis să fie nu. Da, păi simte. Să firmați mai bine, să-ți și mai slujba dacă vreți să fie frumos. Cel mai mare conducător al nostru, al românilor, dacă ne gândim la câteva lucruri, în primul rând să ne gândim că e primul nostru om politic care a fost trecut în rândul Sfinților. În 1992, Ștefan cel Mare a fost canonizat împreună cu duhovnicul lui, caz unic în istoria noastră, și vedeți cum, peste sute de ani, legătura între voievod și duhovnic a rămas și s-a produs această canonizare. De ce vă spun lucrul acesta? Fiindcă nu putem înțelege domnia lui Ștefan cel Mare fără latura aceasta spirituală duhovnicească. Am mai văzut că unii tot încearcă să vorbească despre Ștefan cel Mare, ca mare luptător, diplomat și așa mai departe, dar nu zic aproape nimic de partea aceasta de spiritualitate, de credință ortodoxă. Ori nu poți deloc să-l înțelegi pe Ștefan cel Mare fără legătura lui cu mănăstirile.
autocar. Hai la autocar, hai că... Dăruindu-mi bucuria ta cea nestricată, ceea ce ai nespus, pricina veselie. Este semnat, luat și plătit. Și bani. Cine este? Da, dar cine este? Ce? Nu mai zic. Ce? Extraordinar al dorului românesc este transpus în aceste succesiuni de imagini în formula nu prea ușoară a videoclipului. Vă felicit pentru inventivitate, pentru ingeniozitate.
și pentru talentul de a găsi cele mai nimerite asociații între muzică, text și ceea ce v-ați dorit să exprimați prin intermediul imaginilor. În speranțele noastre, firești, ne vom permite să fim mai critici cu noi după ce vom fi în granițele acelui stat sub cupola aceasta generoasă a Europei. Thank you.